începem cu ceva frumos și vesel, care să ne facă să sclipească ochii. Pentru că au făcut o mega nuntă aurită între două palate și acum culeg roadele. Vorbim despre nepotul reginei Maria Câmpina, Antonio, și despre mireasa lui Milena, care au petrecut zile și nopți la nunta lor, pe ritmurile amețitoarele unor mari artiști, precum Adrian Minune sau Sorinel Puștiu. Și, așa cum au povestit invitații, nimeni nu a venit cu mâna goală la curtea regală. Ei bine, colegul meu Ștefan Manolache este chiar acum în această seară la Ginerica acasă, pentru a afla ce daruri au primit tinerii de la oaspeților de seamă. Bună seara, Ștefan! Să rămână, bună seara! Bună seara și celor de acasă! Așa este, suntem la Antonio acasă și la Milena. Așteptăm să ne primească, mergem împreună să vedem cum stau lucrurile după nuntă, că am înțeles că a fost nuntă împărătească, nuntă mare, s-au adunat foarte, foarte multe daruri, că așa e normal și firesc până la urma urmei. A, uite că încă mai au cutiile, cred că nici n-au terminat de despachetat. Iată că la intrare avem cutii, se pare că au primit. Bună seara, bună, salut, bună, ce faci? Felicitări, Casă de Piatră, să rămână, felicitări. Casă de Piatră. Haideți să intrăm puțin. Hai să-l așteptăm și pe colegul nostru să intre. Uite, masa e pusă. Voi n-ați terminat cu petrecerea? Încă nu. Mai avem. Mai petrecem puțin, păi nu? Da. Să rămână. Cum e după nuntă? V-ați distrat? A fost bine? A fost frumos? Da. V-ați simțit bine? Da, foarte. Da, bunica unde este? Bunica este aici. Tocmai ce am la cadouri. Ce ați primit? Ia să ce-ai găsit frumos pe aici. Fel și fel de cadouri. Bijuterii, statuete. Ia, sărumâna, bună seara, ce faceți, doamnă, sărumâna? Casă de Piatră, să vă trăiască băieții. Mulțumesc, mulțumesc. Suntem fericiți. Nu mai aveți doar un nepot, aveți și o nepoată? Da, suntem fericiți, cu copii, să înțelege bine. I-am făcut binecuvântarea din partea mea până să ajungă la biserică, la cununie. I-am binecuvântat, nu? Ce înseamnă asta? Înseamnă așa, rugăciunile mele, care fac și la clienți care vine, le-am făcut și lor. Pentru că eu am prezis mai înainte că e soarta lor, m-am uitat în globul meu și am zis că e soarta lor de la Dumnezeu. Ce o să facă? Am spus așa, să aibă fericire, să se înțeleagă bine în viață, să trăiască amândoi 100 de ani, să aibă copii, familie, bani și aur, cum am avut noi. Știți că banii n-aduc fericirea, dar fac viața mai frumoasă și îndeplinesc toate visele. Așa că spuneți-mi, ce cadouri au primit tineri în Sulăței, că dumneavoastră știți mai bine cu socoteala și știți foarte bine, văd că aveți masa pusă aici, e doldora de bijuterii. Să vă spun, cadouri am primit foarte multe, însă nu pot să le card pe toate aici, dar care cadouri importante sunt bijuterii noastre, tradiția noastră. Am văzut ceva aici, da. Bănuții ăștia. Da. Este. Știu că e o tradiție la voi. La... E tradiție la noi din Mostrămoș, așa se bagă bijuterii la nuntă, asta e averea și aurul. Plăcerea noastră tradițional este aurul, bijuterii, cât un obiect frumos, dar s-a dus cadouri multe din toate părțile. E și la părinții miresii. Câți invitați au fost? Iertați-mă că vă întreb. Păi ce să-i mai țin minte? Păi nu ne-am mai numărat. Era vreo 300, să zic. Mai multe de 300. Dar nu știu dacă a fost multe, nu mai știu eu câte. Dar ce aveți acolo? Am văzut că sunt niște porțelanuri. N-am mai văzut de mult așa ceva. Este care le-a adus cadouri frumoase. Și așa e tradiția noastră, o trăsură cu cai, cum se plimbau pe timpuri. Și mireasa, uitați, regina, reginilor, poftim cu căței frumoși lângă ea, e ceva... Cam câte kilograme aveți aici? Nu le-am cântărit, dacă a adus fiecare și a adus cadou, s-a adunat cadouri. Și alții a adus lingerii, și alții a adus rochi, și alții a adus obiecte, și alții, uitați, din porțelan... vaze frumoase, e multe, camera plină încă, e oboseală după nuntă. Nu am putut să le aducem pe toate acum aici, să le de toată lumea. Rochia aceea a fost primită sau ce? Văd că aveți două, trei rochi acolo, care mai de care, cu pietre, fără pietre, cu toate nebuniile. Ia uite. E ceva superb. E de la cine ați primit aceasta? De unde a primit-o, știți? Dintr-o țară de la Egipt. A venit acolo care a fost neamurile noastre, prieteni, și acolo a adus-o. Dar o văd destul de grea, abia o ridicați. Câte kilograme are? Păi are, ce să mai cântărim? Îi mai știm rostul cât are, ia uite. E încărcată cu toate podoarele. Dar asta ca asta, dar dați-mi voie puțin, că am văzut altceva mai deosebit. Asta pare mult mai scumpă.
Ia uitați. Ies cumpătăți toate, toate aduse. De unde le tot găsiți? Că văd că e una care mai de care mai sofisticată. Uite, asta are și niște ceva pene pe aici. De unde tot le găsiți? Că sunt lucrături. La noi ce purtăm acum ținutele noastre sunt pe comandă și cadourile care le aduce nu știe ce purtăm. Și la fete și la noi, toate fetele noastre, cu nepoate, cu toți, numai poartă numai obiecte valoroși. Dar bani, cam câți bani au strâns băieții ăștia tineri? Să aibă și ei de o casă, de o mașină, de o vacanță, apropo de vacanță, unde pleacă în luna de miere? Pleacă în luna de miere la vacanță, se duce într-o țară unde, eu nu știu acum, la Antalya să meargă, nu știu, o fi bine, nu știu. La Antalya, sau la Grecia, nu știu. Nu. Unde le place lor acolo? Dar ceva mai exotic, ia de să întreb. Unde plecați, dragilor? Ia spune-te. Unde te duce tânărul Mire? Am organizat o vacanță, socrii mi-a organizat în Dubai. A, deci deja aveți totul pregătit și nu vreți să ne spuneți. Ia uite, cum e? Cât stați la Dubai? O săptămână. Întreagă? Da. Păi, e scump acolo, știi? Unde vă duceți? Pe la ce hotel stați? Spuneți-ne și nouă, muritorilor de rând. Am uitat cum se numește hotelul. Tata știe, mama ei au organizat. Cel puțin 5 stele, nu? Absolut. Yes. Altundeva nu stă. Dar ia zi-mi că bunica nu vrea să-mi zică. Cam câți bani ai făcut la nunta asta? Nici eu nu știu, sincer. Mama și tata, eu au fost organizatori, eu știu... Păi și tu ei numai contul sau cum îți aduce cardul ție? Eu am auzit că la Dubai vrea să-i duc. La Dubai, nu? La Dubai. Asta ne ziceau și ei acum. La Dubai. Dar ia spune-mi, care îți plac cele mai mult de aici? Ce bijuterii? Că tu ești mireasa și tu ești cea care va purta toate bijuteriile. Dar arată-mi una. Vreau să probezi una, să vadă și cei de acasă cum îți vine cu darul. Să vedem și noi. Ia arată-ne. Uite, arată tu cu mâna ta care îți place cel mai mult de aici. Această brățară? Doamna Maria Câmpina, dumneavoastră vă pricepeți mai bine că cu bijuteriile aveți o viață întreagă de când vă organizați. Ia spuneți-mi, ce însemnătate are brățara asta? De unde este? De unde e primită? Păi normal că din altă țară nu se lucrează aici. Nu se lucrează așa ceva. E veche? Nu știți că mie mi s-a făcut papuci și din aur toate obiectele mele. Nu e... V-am văzut și pe material cu sceptru, am văzut că i-ați încurunat. La noi așa ceva. De când s-a dat drumul la democrație, nu s-a dus la noi în țară așa ceva. Doar eu le porc, că eu le am, nu altcineva. Am înțeles. Ia uitați ce bijuterie frumoasă. Văd că sunt niște clopoței. E orientală, nu? Să poți să dansezi. Dar mireasa e supărată. Încă nu ți-ai revenit. Ești obosită? Da, sunt puțin cam obosită. De la oboseală, nu? Nu cred că v-am deranjat noi că am venit peste voi așa imediat după nuntă. Nu v-am deranjat, nu. Uite, mai văd aici un cățel, o broșă. Ai un căluț, ia uite. Ce frumos e. Ia uitați. Și ăsta e frumos. I-am spus să-l bagă la gât că e frumos. Un colier. Diferite de pietre, toate felurile aici. Ia, uite, și ceasuri au primit. Dar la băiat nu văd nimic. Uite, asta este pentru băieți, nu? Pentru băieți, numai brățării, numai alea. Are, dar ies mai multe, dar nu le-am scos pe toate acum. E și ei obosiți. După câteva zile mai avem o petrecere să joacă rachiu, adică să mașa și uite toate băuturile, sau suntem în pregătire, trebuie să aducem iar, berbeci. Câtă băutură aveți acolo, umpleți astea două ghivece, vaze, ce-o fi. Da, și astea cadourile astea, dar ce este, e camera plină, dar nu putem să-i scoatem, alții a adus mobile de valoare, a adus din altă țară. Dar păi să aibă tineri însurăței și să pună în casă nouă ce trebuie să pună, nu? Este toate. La noi este uniți tot neamurile noastre, prieteni, neamuri, când se face câte o nuntă, toată lumea e unită și aduce toate cadouri de valori. Da? Dați-ne un ultim mesaj așa pe sfârșit pentru, nu știu, să le meargă bine în viață. Mesajul meu pentru ei, să fie sănătoși, să aibă copii, să se înțeleagă bine că asta e mai bună ca toate, sănătate, liniște și plăcere. Și să aibă 100 de ani de trăit de azi încolo. Ați auzit, dragilor, așa să vă ajute Dumnezeu. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați primit acasă. Și Mirela, ne întoarcem în platou. Ia. Stai puțin, iartă-mă. Ia uitați ce ne arată Maria Câmpina aici. Doamna Maria Câmpina, regina romilor, ne arată o icoană cu... Ia uite și la fel. Da, să vă ajute. Uite asta așa. Taina cea din ceană, care cu asta fac rugăciuni. Fac rugăciuni pentru toată lumea. Astea îmi trebuie mine, dumnezeiești. Că dragilor, Dumnezeu e mai mare pe toată lumea, Dumnezeu ne ține pe toți. Nimic nu mai e mai important decât Dumnezeu. Așa că
Ne întoarcem în platou și noi rămânem aici cu cele sfinte, cu Maria Câmpina, cu tinerii în Sureței și o seară minunată. Vă mulțumesc tare mult, îți mulțumesc, Ștefan. Voi rămâneți acolo cu aurul, cu bogăția, noi ne întoarcem la ale